când iubirea pentru ceea ce faci este mare, când iubirea pentru țară este de asemenea foarte mare și foarte puternică, nimic nu mai contează. Suntem încântați să descoperim o altă poveste a unei românce fabuloase. Este avocat aici în Chicago, la o prestigioasă companie. Să știți că suntem chiar la tribunal. Lisa Mihaela, îți mulțumesc tare mult că ai fost de acord să ne împărtășești povestea ta de succes. Eu vă mulțumesc, doamna Madalina. Madalina. Că la voi americanii nu mai e cu pronumele de politețe. Mă bucur și sunt onorată ca să împărtășesc puțin povestea profesiei mele și cum am venit în America. Aici unde suntem se cheamă Daily Center. Ce înseamnă asta? E o clădire renumită, e numită după fostul major din orașul Chicago. Tu aici vii și pledezi și tu ai reușit ceva extraordinar, ai reușit să-i aprobare ca o echipă de filmare, jurnaliștii români, să vină să filmeze în tribunal. Vom vedea ce înseamnă, așa, în mare, un tribunal din America. Sigur. Haideți să mergem la tribunal, da? Haide! Gata, am făcut check-controlul, ne-au verificat, suntem în regulă. Și acum mergem mai departe. Unde, da. Unde mergem? Mergem până sus la etajul 30 sau 29. Vă spuneam că înainte de COVID veneam aici destul de des, pentru că trebuia tot la 30 de zile, 45 de zile, ca să venim să raportăm la judecător ce progres am făcut la un caz. De ce avocatura? De ce ales avocatura? Da. Când eram mică și ne duceam la biserică, duminica ne întreba oamenii: Lisa, tu ce o să fii când ești mare? Da. Și tatăl meu insista, deja sărea peste mine, ne-aduc aminte de când eram 6, 7, 8 ani, și o sări peste mine și spunea: iau să fie avocată, dar nu criminală, că nu vreau, Lisa, ca să vină ăștia după tine dacă se întâmplă, bagi pe cineva în pușcărie. Și de când eram mică am rămas cu ideea asta că eu vreau să fiu avocată. În cazul meu am avut, spre exemplu, în 2019, un caz unde cineva a căzut la un restaurant și mergând jos pe scări, ultima treaptă a fost mult mai mult decât trebuia. Și pentru că a depășit codul, care permite doar o anumită distanță, atunci a căzut și a fracturat glezna în trei locuri și noi am adus un caz împotriva la restaurantul respectiv. Și ai câștigat? Am câștigat cazul. Adevărul e că 90%, 95% din cazuri nu ajunge până la un proces. Restul până atunci se rezolvă. Cazul respectiv o decis juriul în favoarea noastră, judecătoarea care a fost o femeie, în timp când am încercat ca să negociem puțin cazul. Cred că s-a frustrat puțin cu mine, pentru că... De ce? A încercat ca să insiste să luăm o anumită sumă de bani. Și eu am încercat să-i explic că după modul în care am evaluat cazul, eu am crezut că merită mult mai mult. Și la noi este, se cheamă contributory negligence, atunci când și persoana respectivă care s-a accidentat îi devine puțin, un procentaj. Da. Și se scade din suma respectivă, cum negociezi cazul, și la suma respectivă se scade de acolo. Și a încercat să-mi spună mie că nu a avut niciodată în istoria ei, nu a avut un caz în care nu s-a pus o vină pe persoana respectivă care a căzut. Tu ești un om ambițios și atunci când îți spui ceva în intenție, cu siguranță reușești. Probabil asta este în ADN-ul românilor. Cartea se cheamă Emerging Lawyers. Okay. E o distinție care se dă la avocați. Din 2019 și până în prezent, în fiecare an am fost considerat un Emerging Lawyer, care înseamnă că sunt top 2%, top 2% din cei care lucrează în domeniul de personal injury, în statul Illinois. Până la urmă s-a terminat cazul, mi-a dat juriu, i-au încercat să insiste ca să acceptăm 300.000, mi-a dat juriu 500.000 și m-am mândrit și mai mult că a dat 0% vină pe clienta mea. Și după ce Antena Stars a intrat în locuri în care nici măcar televiziunile din America nu au voie să filmeze și v-am arătat cum arată tribunalul din Chicago, acum a sosit momentul să mergem la firma de avocatură a Lisei și să-i aflăm povestea de viață care îți taie răsuflarea. Lisa, de la tribunal am venit aici la tot la locul tău de muncă, că și la tribunal e tot locul tău de muncă, tu acolo pledezi diferite cazuri, aici este biroul tău. Spune-mi, te rog, pentru ce companie lucrezi? Pentru că îmi spuneai că e o companie foarte mare pentru care tu lucrezi, una din top din Chicago. Da, în ultimii 8 ani firma a fost în top 10 cele mai multe cazuri rezolvate cu suma cea mai mare. Wow. În statul Illinois. Anul trecut, în 2023, am avut 55 de milioane
de dolari, de dolari care s-au rezolvat cazul. Un caz poate 250.000, alt caz 2 milioane. Până să ai această priveliște, da, superbă, un priveliște care costă, trebuie să plătești mulți bani ca să te uiți zilnic la, la aceste blocuri, la aceste zgârie pe nori, a trebuit să muncești foarte mult și nu a fost ușor. Așadar, aș vrea să știu originea ta, aș vrea să știu începuturile tale, aș vrea să știu de unde provine Lisa. Știm cu toții că este româncă, sânge de româncă, dar care-i, care-i istoria ta? Cum ai ajuns aici? Povestea noastră începe, de fapt, din 1906. Ce de istorie! Fapt, nu vă spun toate, dar important pentru că... Știi că noi avem o vorbă, scuze-mă, e din 1900 toamna. La tine chiar nu e vorbă, la tine chiar este real. E real pentru că... Ion la noi pe românește. Ion, dar totuși era Jean după nume, pentru că s-a născut aici și atunci eu pus un nume american. Și unchiul Jean din Ohio, statul Ohio, noi suntem aici în Chicago, în statul Illinois, la vreo 6 ore distanță, lucra în domeniul de a face pantofi, păpuci. Și el s-a apropiat cumva de băiatul cel mai tânăr din... tatăl meu avea încă 5 frați, era o familie de 6. Și s-a apropiat cel mai mult de tatăl meu, pentru că el, de fapt, și el în România lucra la o secție, la o companie, Casa de Modă, în Sibiu. Lucra tot așa, la, făcea păpuci, făcea desene de păpuci. Și atunci, acum s-a apropiat de el și a vrut să-l aducă în America. Problema a fost, pentru că pe timpul Ceaușescului, nu ieșau oamenii din țară atât de ușor, și în special cei care au avut talent, că au vrut ca să-i țină pe cei care se pricep și specializat într-un anumit domeniu, să-i țină în țară. Atunci ce s-a întâmplat? Ai mei au încercat pe căile cele mai corecte ca să vină încoace, pentru că nu au reușit, atunci trebuia să iei alte metode. Alte metode ca să ajungă aici, da. Și care au fost metodele? În timp când au avut maică mea, era însărcinată cu mine, avea 5 luni, au luat o decizie foarte grea. Trebuia să decidă între a rămâne în România sau să facă cumva pasul ăsta și să ajungă aici. Și au luat decizia fără să-i spună la neamuri, la părinți, incluzând și la fratele meu care avea doar 2 ani, nu i-a spus la nimeni. Și l-a lăsat pe fratele meu acasă cu bunica. Și a plecat spre granița cu Iugoslavia ca să ajungă, să treacă granița și să încercă ca să intre în Iugoslavia ca să ajungă aici. Ce s-a întâmplat? S-a dus cu trenul până în apropiere și peste noapte când a încercat să treacă prin pădure și ăsta, pentru că au fost vremuri rele, ploua foarte mult. Prin pădure a încercat prin să treacă? A încercat să ajungă în Iugoslavia. Maica mi-a început să-i fie frică, i s-a făcut rău. Am încercat să ajung acolo într-un orășel. Era însărcinată cu tine? Era însărcinată 5 luni cu mine. Vai. Și încerca să treacă și la o vreme au ajuns la niște lupi care se uita și taică meu ca să nu se spere ea. O apărat-o puțin din față, dar până la urmă, pentru că i s-a făcut prea rău, s-a dus la într-un sat acolo și a cerut de la oameni ajutor, unde să stea peste noapte. Oamenii respectivi au avut suflet bun și vorbe bune, dar până la urmă intenția rea, pentru că i-au luat la ei acasă și i-au raportat la poliție. Poliția au venit, i-au pus în pușcărie pe amândoi. Mama ta a stat în pușcărie când tu erai, când era însărcinată cu tine? Da. Și a stat maică mea 48 de ore, a stat 2 zile, o ținut-o acolo, până la urmă, cred că de milă că era gravidă, o lăsat-o ca să meargă cu trenul, i-a dat niște bani, nu atâta suficient cât să ajungă până în Sibiu acasă. Și în schimb, pe taică mea l-a ținut acolo 3 săptămâni, dintre care după ce l-a mutat în alt oraș, tot încet, încet, până când a ajuns în Sibiu, ca să-l mute acolo, ca să îi se facă judecata acolo. În totalitate, au stat 3 luni în pușcărie și până la urmă l-a lăsat să iese, dar pedeapsa a fost, așa poate cum a fost pe vremuri, că trebuia doar acasă și la lucru. Între timp, a încercat totuși ca să se ajute, să-l ajute unchiul Jean din Ohio, ca să-l aducă aici. Nimeni nu a vrut să-l ajute, bineînțeles. Fiecare îi punea tot felul de piedici ca să nu poată să ajungă, incluzând și la ambasada din București. Se ducea de câteva ori, fiecare spunea da, vă ajutăm. A fost greu pentru că știa taică-mă de la auzite că dacă mergi cu trenul, mai ales noaptea, e posibil cumva ca să te atace în adins, ca să nu cumva să ajungi aici. Și atunci ce făcea, lua zborul din Sibiu dimineața, mergea până în București ca să încerce să rezolve. Nu a reușit. Până la urmă, când a venit înapoi, senatorul atunci era din Ohio, îl chema John Glenn. Era de fapt primul astronaut american care a făcut orbitul, a înconjurat Pământul. El, după ce până la urmă a intrat într-o viață politică, a fost senator în Ohio,
Și unchiul Jean l-a contactat pe el ca să încerce să vorbească cu ambasada din România, ca să ne lese pe noi să ajungem aici. La o vreme i-a dat pașaportul și a spus, ai 48 de ore să părăsești țara, dintre care i-a spus alții că dacă în timpul ăla nu părăsești, nu știu dacă mai vei mai fi în viață. Dacă vei mai fi în viață. Păi de ce? Cred că din răzbunare, din comunismul care a fost atunci și America era democrație. Era un vis, America